Hei, salut! Sunt Ionel Apisinez, un oltean în Franța. Sunt în stupină. Caut să prind un cadru care să nu mi arde lumina soarelui imaginea și cât de cât se vadă că sunt în stupină. Un decor e un tractor care cosește, berze pline pe fâneața respectivă, deasupra vulturi care țipă, corp care țipă, toate fauna care este acum în agitație. Sper că ne vom auzi cât de cât, nu va fi lung. Știți că canalul meu este acum vis-a-vis de emisiune în pauză, iar pe de altă parte, cu toate acestea, pentru Patreon, membrii canalului și persoane care fac donații pe Revolut, încurajez donațiile pe Revolut, așa eu fac anumite filmulețe. Așa și unul din privilegiile pe care au acești oameni este că pot să-mi solicite un videoclip specific sau pot să-mi mă uit în partea aia, tractorul care cosește. Când vine aici trebuie să opresc. Pot să-mi solicite o emisiune specifică, o temă de emisiune, pot să participe în funcție de nivelul de implicare, susținerea canalului. Și astfel Robert, membru în canal de YouTube, membru în comunitate, mi-a pus 3 întrebări. Dacă aș începe din nou apicultura, cum aș învăța și ce aș face și altfel cum aș începe din nou apicultura și la ideea că m-aș întoarce și România. E posibil în orică întreabă asta. Așa, e cald la noi. Mi-am pus bandana, a zis că filmez natural. Oameni dragi, așa că pentru a putea dezbate această temă, va fi 2-3 videoclipuri, poate mai mult, nu știu, depinde cât voi putea să vorbesc pe subiectul acesta. Fac o radiografie biografică. Am început în 2005. Înainte de a-mi lua stupe, am participat la un curs de pregătire ca apicultor, organizat în Motru de domnul inginer Alexandru Olaru și a fost formator de la Direcția Agricolă. O doamnă ingineră și mai mult s-a dat examen, a fost examen pe bune, nu a fost plătit sau altceva, deci au fost cursuri pe bune cu prezență, chiar dacă unii erau vipuri ale comunității apicultori de ani de zile și se plictiseau de prelegerea inginerii. Astfel, după aceea mi-am cumpărat stupi. Când am luat decizia să cumpăr stupi, m-am mentorat cu omul care mi-a pus de alta așa fumătorul în mână. Și mi-a zis, domnul Nicolae Ciorbă, mi-a zis, Ionele, ia 2 sau 4 stupi. Terminând cu mineritul și având niște bani în plus, o parte a fost băgat în cărți, altele în albine, am luat 10 roiuri. Da? M-am plătit foarte scump la vremea respectivă pe roiuri, pregătisem cutiile, înainte de a lua roiurile, am cerut la cel care urma să-mi vândă roiurile, domnul inginer Iulică, Pavel, apicultor, cu master în apicultură la vremea respectivă, om care avea o experiență vastă, nu intră să-i intru în biografia dânsului, mi-a zis, fă-ți o cutie de 12 rame, cu magazie tot de 12 rame de Dadant. Deci am mers pe Dadant și asta a fost ideea. Pentru motivația a fost pentru a te extinde. Ideal ar fi o cutie de 13-14 rame, nu orizontală, dar e foarte greu să o miști pe asta. Iar poate vei și mișca stupii să faci ceva pastoral în timp. Și atunci am mers pe compromisul ăsta de 12 rame pe albina care noi aveam în gorj. Albina luată de la dânsul. Omul avea habar, avea stupina dânsului de 400, mai avea stupii bunicului, mai menageria încă 300-400 de stupi a unui baron local de acolo din Gorj. Regretatul ne-a bat de a știe mai multe despre dânsul. Și așa am început cu cutii de 12 rame, Dadan, cu magazin de 12 rame, pe ideea că mă voi extinde și având o unică ramă, e mult mai ușor să te extinzi, iar magazinele respective le atașezi un soclu, un fund și multiplici, faci înmulțirea. Asta a fost ce am făcut acolo. Am avansat, de la 10 am avansat și am plecat în Spania. M-am trezit după o iarnă și după o vară de Spania, iarnă grea de zăpadă și o vară în care tatăl meu și nașul n-au trecut pe la stup mai deloc. Ei veneau pentru a merge la stup, dar s-o prea întâi să facă un pauză la spriț și după aceea spriți mai băut, sprițați, nu mai aveau rost să mai meargă la stup și atunci abandonau ideea. Au mai supraviețuit din 20 doar 2. Asta a fost.
I-am dus la mentorul meu la munte, am topit cât am putut la ceară, am salvat ceva ceară, am salvat ceva cutii și aia doi stupi. Când m-am întors din Spania, dorul de albino a revenit și am zis că mă apuc din nou de apicultură, dar de data asta am zis să nu mai fac singur, că eu nu aveam infrastructură mobilă, deci de parte de transport, cum natul meu avea camion, și mai multe camioane, și am zis hai să ne implicăm împreună. Și atunci am debutat cu 30 de stupi luați împreună și cu ea doi luați de la mine, pe care în vara respectivă i-am mulțit, am făcut și miere foarte mult, a fost o vară bună, o primăvară și o vară bună, am făcut foarte multă miere de la 32 de stupi și am și mulțit, am făcut fiecare să avem câte 30 de familii. Din 32 am dublat. Și așa că de aici încolo e o întreagă istorie. Mutându-mă la Berindei, deja aveam în cap, după filmulețele de la Da Mărgărit și de la ce am văzut în stupina lui regretatul Năgică Romanescu, aveam în cap mult dietajatul. Și mi-am propus să fac roințe de 6 rame de multietajat, dar cu posibilitatea să pun și jumătate de ramă pentru a face nuclee de împerechiere. Și la stupii mei de Dant, am făcut în prima fază, la toți, am făcut în magazii, câte două magazii de multietajat. Când puneai 2, 3, 4 magazii și erau toate pline de miere, să le dai jos era coșmar. Și te rupeai de spate. Te rup de spate cu umerul. În timp mi-am dat seama de... nu sunt o fire atletică și dacă îl citesc pe regretatul Neagică Romanescu, copile trebuie să fii inteligent și să nu te rup de spate, să nu fii sclavul stupilor, știi? Și... atunci mi-am dat seama că multietajatul nu este o soluție pe termen lung. Și mi-am propus cândva să trec pe mer. În Franța am fac pe mer. Asta este o scurtă istorie la ceea ce am făcut în România și de aici o să merg și la prima parte a întrebării, cum am învățat. Multă vreme am fost pe lângă curs, am avut și cărți împrumutate de domnul Nicolae Ciorbă, manuale, panale de apicultură, pe care le luam de la ACA sau ceva de genul ăsta, două, trei ediții, difereau între ele. Am împrumutat de la el, mi-am cumpărat eu pe ale mele și le cumpăram și vedeam că era o linie comună, dar cu mici diferențe între ele, esențiale dacă le citeai cu atenție. Apoi a contat foarte mult mentoratul domnului Iulică Pavel. Am învățat multe trucuri. Omul acesta nu mi-a vândut doar 10 roi foarte scump, mi-a dat și know-how. De două ori de la Târgu Jiu a venit la Bala ca să evalueze situația și să îmi dea sfaturi și verbale, teoretice, dar și practic. De exemplu, pregătirea de iernare, 5 mi-a pregătit el și pe ceilalți 5 roi mi-au lăsat să mi pregătesc eu. Mi-a făcut și evaluarea resursei și mi-a dat posibilitatea să cumpăr de la el la prețul de achiziție a 40 de kg de miere de salcâm. Deci a fost avantajă. Altfel spus, e foarte important să ai pe un om experimentat, pe lângă cărți, pe lângă cursuri, să ai un om experimentat care să uite în stupii tăi sau tu să fii lângă el când el evaluează stupii și să și fie dispus să-ți spună de ce e așa și ce ar trebui să faci. Altfel spus, în aceste scurte videoclipuri voi face o comparație a ceea ce am făcut, de ce am făcut, care a fost rațiunea și care au fost consecințele și dacă ar fi să fac din nou, de ce aș face și care ar fi consecințele, ce aș urmări să obțin și ce s-ar putea întâmpla, și bune și rele. Cam astea sunt lucrurile pe care m-am gândit să realizez. Tractorul se apropie foarte mult de zona în care eu filmez. Sper că zgomotul nu e obositor. Apropo, nu o să mai bag muzică decât un zumbre de albine. Ăsta nu-l bag, e suficient tractorul ca și zgomot care să ne țină activ. Și vor fi videoclipuri pe perioada aceasta de vacanță unde nu am emisiunea. Este normal, oamenii fiecare sunt prinși în activitățile lor și eu de asemenea. Și vedeți, foarte târziu vin și eu la stup să iau, m-am ceva magazin luat. În realitate, acum sunt pe 4 corpuri, 2 cuibu și 2 cumiere. Mă opresc aici, v-am salutat, oameni frumoși, dacă subiectul este oportun pentru dumneavoastră, aștept reacții și comentarii. Nu uitați de ideea de a vă abona
în felul acesta, dacă vă abonați, aveți mai repede la acces la înștiințare, să dați like și să scrieți, atunci sunteți la curent. Iar pentru cei care vor să susțină canalul și în ediție viitoare să facem treabă mai dinamică, nu uitați, aveți posibilitatea pe Patreon, pe membrii canalului și donații direct pe Revolut. Acum, ca proiect de investiție, eu acum merg cu microfon pe fir, de asta sunt la distanța asta, de asta nici nu pot să vorbesc când lucru în stup. Am în intenție să achiziționez un microfon lavalieră cu wireless și atunci să fie mult mai ușor să las camera undeva postată și fie cu un cadru fix, fie cu un cadru larg și eu să vorbesc fără să apară pierderea de microfon pe care l-am de la microfonul de vlog. Microfonul de vlog, când vorbești la distanță de un braț, te captează foarte bine, dar asta este. Cu aprecieri vis-a-vis de răbdarea pe care o aveți și de implicarea pe care o aveți prin like-uri, share și abonare și celor care faceți mai mult, sunt privilegii cei care faceți mai mult, până ideea aceasta a lui Robert de a-mi pune întrebări și să facem această temă. Mă opresc aici, am prezentat un cadru general și urmează să iau tematic care au fost avantajele pe care le-am avut cu Dadant, cum văd eu treaba cu Mer, apoi ideea de învățare, o să vedem dinamica pe care poți să o ai când mergând pe un șablon sau când tu mixezi, când faci ibridizare în procesul de învățare. O să înțelegeți de ce pun accentul că combinația aceasta de toate sursele și mai ales dacă ai câțiva oameni, măcar unul, care să fie de încredere, să ai încredere în el și să te îndrume. Ideal ar fi să ai mai mulți, chiar dacă sunt opinii diferite, nu te intri în dezbatere cu mentorii tăi, decât pui întrebări deștepte sau înțelepte, termeni diferiți sau noțiuni diferite și asculți. Nu că știi în ureche să ascult podcastul sau emisiunea sau videoclipul ăsta, ascult ce vrea să spună omul. Robert, noi am discutat și înainte de a da drumul acest videoclip, am cerut permisiunea ta să poți să faci citare la întrebările tale. Aștept să dezvolți întrebări pe subiectul ăsta. Apoi se oprește și tractorul. Cred că va veni aici. Mă opresc și eu cu filmatul, că m-am ceva de făcut înainte de a intra tractorul aici. Oameni frumoși, până aici a fost. V-am salutat cu drag. Ionel, din Franța. Apicines sau un apicultor. Sau un oltean în Franța mai degrabă, da? Pe canalul celălalt personal. Ne auzim. Vine tractorul. Ceau! Pa!